Pentru început îi spunem la mulți ani prietenul nostru Adrian Băncic, astăzi este ziua lui de naștere, așadar la mulți ani sărbătoritului! Așadar, la mulți ani, mulțumesc! Eu n-am știut că astăzi e ziua Nani Nani. Băi, nene, e internațională, e în calendar, e bătută cu roșu în calendar, ziua Nani Nani. E recomandată chiar de Colegiul Medicilor. Și o să fie totdeauna, când e ziua mea, ziua Nani Nani? Da, da, asta e. Mamă. E recomandată de Colegiul Medicilor, nu britanici, și unii internaționali. Da, ziua, hai să bem ceva, când e? Asta îmi place, mă, omul ăsta gândește, cum să zic, așa cum simțim și noi. Păi aia poate hai să fie... Hai, mă, să facem ziua asta. Băi, Băncică, știi cum e, cum zice Pavel Stratan, ziua ta e în fiecare zi, așa că putem să bem un pahar în fiecare zi în cinstea ta. Așa e, mulțumesc. Uite, bă, ca prostă eu astăzi am muncit, mă. Adică n-am făcut nani-nani cât a trebuit, că dacă știam, făceam. Da, dar stai un pic să le spunem celor de acasă că atunci când Băncică spune că muncește, înseamnă că și bea ceva. Na, la filmări e treaba aia. Eu când stau acasă și muncesc, stau cu ochii în laptop și inventez acolo. Ce mai faci? Eu credeam că ești la filmări. Eu credeam că ești la filmări, că de asta spuneai că ești la muncă și am crezut că ești la filmări. No, sunt acasă, pe singurătate, cu laptopul în ochi. Și haide, învârte-i pe ăștia. A venit ăla, i-a cerut aia, ăla nu i-a dat, s-a întors, l-a bătut pe ăla și cam așa. Adică tu scrii scenariu acum. Da, da, da. Sunt pe ultimele scenarii din sezonul ăsta. Nu mai avem mult să-l terminăm. Și tragem tare. Și așa ne-a ucis vremea asta. Ne-a ucis. Deci frica noastră, eu n-am tras niciodată. În martie, acum două zile, am auzit că a fost cea mai friguroasă zi a lunii martie. Deci ne-a terminat să pleci la 7 acolo să te schimbi, pui termale pe dedesubt, pui ismene, pui toate alea. După ce că sunt eu gras, mai punești toate alea pe dedesubt, ziceai că am 700 de chile, nu câte am. Și dă-i, te bate vântul. Hai, și nu știu cum dracu să nimerește, că oriunde avem de filmat e la umbră. Când filmăm exterior la oaie, soarele în spate. Când filmăm casă Celentano, soarele nu știu unde. Când filmăm la Firicel... Suntem sub butui. Bă, da, nu nimerim, mă, niciodată când e frigul ăla mare să stăm la soare. Asta e, ce-ți face? Mergem mai departe. Noi să știi că te-am sunat să zicem la mulți ani, că ești foarte drag. Și chiar acum vreau să stai, mi-a venit ideea asta, să te întreb. Tu întotdeauna și voi acolo în Las Fierbinți v-ați adaptat scenariile și legate de lucrurile care se întâmplă în realitate. Ba când a fost cu învățământul, ba când a fost cu tot felul de discursuri de astea foarte puternice care au devenit virale, cu vaccinul și așa mai departe. Scenariul ăsta cuprinde și ceva legat de vremurile pe care le trăim? Nu. Știu ce zici. Haide, zi-o pe bune. Zi, bă, scrii ceva cu război, scrii ceva cu ucrainieni, Cred că e prea devreme. Adică am cel puțin 10 idei. Ce să facă, cine să fure, ce să întoarcă, cine e ucrainianul, ce face ucrainianca. Da, e prea devreme. Adică mi se pare că e un subiect mult prea delicat, că să ne apucăm acum să râdem. Nu știu, mai stăm. Da, dar știi că la voi câteodată râzi, dar în același timp plângi după aia, după ce vine povestea aia spusă, mesajul spus de voi. Știu, o să vină vremea. Acum nu ne-am grăbit nici cu episodul cu vaccinarea, așa am stat un an de zile până s-au mai liniștit lucrurile și au căzut oarecum într-o joi ca să facem și noi un episod. Poate așa se va întâmpla și cu noi, să sperăm că nu o să dureze un an de zile. Adică nu. Să sperăm să nu fie subiectul ăsta un an de zile. Nu, eu sper să se încheie cât mai repede toată treaba asta. Nu știu cum, n-am idee, nu mă ocup de o politică de asta internațională, dar sper să se termine cumva, că ce acolo e o nenorocire. Doamne ajută să fie bine. Spune-mi, cum e de ziua ta astăzi? Ok, stai acasă cu laptopul în brațe, scrii scenariul pentru ultimele episoade din Las Fierbinți, dar te-au sunat toți prieteni, ți-au zis la mulți ani, a venit cineva azi noapte cu tort, surprize, ceva de genul ăsta? Aventură. Surprizele mi le-au făcut fetele mele și familia mea. Urmează și de la prieteni diseară, dar nu mă pun acum să spun unde și cum, că nu o să-ți spun. Nu, dar spune măcar, opa, cred că te sună cineva, băi nene. Imediat mă sună cineva, stai așa, nu, stai așa, pac, i-am închis, ce dacă i-am făcut. E bine, dar să știți că n-ați apărut pe ecran. Alo, domnul Băncică? Eu sunt.
Păi nu, e negru, domne, e o bilă albastră, e negru. Domnule, firara, n-ai bine de tehnologie, stai așa. Ia, dă camera, apasă pe cameră ceva acolo. Ia, fii atent. Ia, fii atent. Hai, mă, că sunt și bătut în cap, n-ai ce să-mi ceri. Ia, vezi. Ia, nu merge. Ia, acolo. Asta. Hai că m-ai recuperat. Gata. Gata, a revenit, a revenit imaginea. Entschuldigung, Sie mir bitte, pentru spectatorii yes, din Germania. Yes, v-ați gândit bit în Zidan. Da, ia, 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 ia. Da, mă, surprize, surprize și cadouri am primit de la familia mea, sigur, de seara când o să mă văd cu 2, 3, 4, 5, 6, nu spun câți prieteni, va fi și mai frumos, că o să mă văd. Acum a ieșit legal, avem asta voie zic, să ne nu vedem, mai sunt restricții. Exact. Nu, no, mai gata. Da. Spune-mi ceva, fetele ți-au făcut ceva așa emoționant, s-au scris o scrisoare sau ceva care să te, să te miște cine puțin? Cine ți-a zis? Cum? Cine ți-a zis? Cine ți-a zis? Nu, m-am vrei gândit să fac eu treaba asta? Pe cuvântul meu, asta ți-a făcut? Băi, ce... Da, dar fii atent. Ce tare sunt, ia zi. O să-ți fac ceva, o să-ți arăt, dar nu mă pui să-ți citesc. Pentru că fac pariu, fac pariu cu tine... Adrian Băncică, că dacă te-aș pune să citești scrisoarea pe care ți-au scris-o fetele, no, cât de dur ești tu, ți-ar da lacrimile. Exact, și nu o să pot să fac treaba asta, dar uite, îți și arăt ca asta. Nu zici că sunt băiat de la țară care țin secretele numai pentru mine. Ia. Uite aici, eu am două fete, da? Da? Una este extrem de talentată pe ce înseamnă poezie, pe ce înseamnă aranjarea cuvintelor și uite, mi-a făcut așa o poezie frumoasă. Nu ți-o arăt, că după aia tu o să pui stop cadru, o să o citești și toate astea. O să-ți arăt însă ce desen am primit de la cealaltă, cum ar veni o caricatură cu o umbră de leu. Stai un pic, asta e desen, caricatura asta e făcută de una dintre fetele tale? Nu, caricatura e făcută de altcineva, ea, cum ar veni, a copiat-o, s-a inspirat din ea, dar ea e făcută punct cu punct de cea mare. Mamă, și ideea cu umbra tare de leu, ea ei, nu știu ce-o fi în capul ei, crede despre mine că sunt vreun leu. Ești dar, regele junglei, asta vrea să-ți spună. Ce vorbești? Sunt... Da, pentru că și lei au sentimente, domnul Măruță, dacă nu știi. Exact, așa este. Să știi că mă bucur mult de tot să-ți trăiască familia și cred că de acolo vin cele mai frumoase cadouri întotdeauna și să fii fericit, Adrian Băncică, și abia aștept să ne vedem și aici în platou emisiunii. Vă mulțumesc tuturor foarte mult, mi-ați făcut o mare surpriză, mă bucur că am vorbit, le mulțumesc spectatorilor că s-au uitat și săptămâna asta la noi și să se uite în continuare, le mulțumesc din toată inima. Iar cei care se uită acum la emisiune să intre pe Facebook la Adrian Băncică și să-i lase o urare acolo, pentru că sunt convins că toată energia asta a oamenilor, știi cum e, ajută și te bucură pe tine când vezi că se întâmplă așa ceva. La mulți ani, Adrian Băncică! E o baterie imensă. Vă mulțumesc foarte mult. Te pupăm tare, la mulți ani!